Primăria municipiului Zalău cheltuie 2000 de lei pe un câine vagabond, cel puțin așa ne-a declarat administratorul public Radu Nistorescu. 4 pădele sunt vaccinate, deparazitate și lăsate înapoi pe stradă. Acesta susține că sunt obligați să cheltuie acești bani, deoarece sunt verificați de presă, de poliție și de DSV. Oare se cheltuie acești bani pe câini? Nu știm câți câini fără stăpân sunt în municipiul Zalău pentru că nu am reușit să le facem inventarul și pentru că nu îi putem prinde să le punem un chip. Nu sunt șeful hingherilor, dar aproximativ 2000 de lei sunt cheltuiți pe un câine, însă am constatat că numărul acestora s-a împuținat față de acum 7 ani, a mai adăugat Radu Nistorescu. Curios este faptul cum s-a ajuns la această concluzie, dacă nici măcar nu se cunoaște numărul de patrupede pe care îl au. Medicul veterinar Bogdan Verședi din Zalău susține că deparazitarea unui câine costă 30 de lei, vaccinul 50 de lei, iar hrana variază de la cele mai ieftine la cele mai scumpe, de la 3 lei la 30 de lei kilogramul. Majoritatea zăloanilor nu sunt de acord cu eutanasierea câinilor, ci doar cu sterilizarea acestora. N-am reușit să le facem inventarul pentru că nu-i putem prinde să le punem un chip, de exemplu. Și avem o problemă nu atât cu cei care îi avem de ani de zile, și cu faptul că tot timpul apar câini noi. Și vreau să intervin și eu în discuție mai înainte, să spun că orice fel de lege vom face va trebui să cuprindem în ea și obligațiile cetățenilor. În urmă trebuie să avem și un spirit civic. Și asta pentru că noi constatăm că în fiecare lună apar câini noi. Și este o regulă ca de la țară. Când vin în oraș, să mă opresc la intrarea în Zalău și să deșerg sacul cu căței, pe care noi va trebui să-i gestionăm în continuare. Am constatat că față de anii trecuți, să zic față de acum 6-7 ani, numărul lor s-a împuținat. Avem, într-adevăr, solicitări, am făcut foarte multe demersuri, pentru că parte dintre ei erau și câini cu proprietari, care erau lăsați peste zi, dezlegați pe stradă. Partea asta am reușit cât de cât să o gestionăm. Mai departe, într-adevăr, și noi avem o problemă destul de mare cu cheltuielile care le avem cu acești câini, pe care trebuie să-i ridicăm, să-i deparazităm, să-i tratăm, ca până la urmă, după anumit timp, să ajungem tot la eutanasiere, pentru că de adopție nu poate fi vorba. Cât este suma, această sumă? N-aș putea să vă spun exact, nu sunt fingerul șef al orașului și din punctul ăsta de vedere nu vă pot spune pe fiecare... Bine, nu poate să spună orice din primărie, că m-a întrebat. Bine, nu este o sumă per total, care este suma care se alocă? Poate ajunge și până la 20 de milioane pe lei vechi. Deci mai mult decât un om, nu? Suntem obligați prin lege. Suntem obligați prin lege pentru că presa ne verifică, sanitar veterinarii ne verifică, poliția ne verifică. Primăria Zalău cheltuie 2000 de lei, 20 milioane de lei vechi pe un câine vagabond. Ce părere aveți? Păi dacă n-am pus ce cheltui pe altceva, să cheltuiască pe câini. Că suntem tare bine cu banii. E cam mult, e cam mult, că sunt alți săraci care n-au 2 lei pe zi să trăiască. Acum probabil mă întrebați ce să facă cu câinii. Sterilizare. Și pe urmă ei dispar. Dacă nu se mulțesc, dispar. Pe un câine 20 de... milioane de lei vechi. 20 de milioane. Câinele merită câine... mai mult ca un bărbat. Nu, nu mi se pare. Să dea ce trebuie la copiii de pe stradă și câinii, să le fac un adăpost și să se ocupe de ei. Nu să dea atâția bani pe câinii vagabonți, pentru că mulți copii sunt și familii care nu au ce să mănânce, să pună pe masă, nici de sărbători și în restul zilelor, e cum să dea bani pentru un câine. Totuși, un câine trebuie respectat în limita câinelui, dar nu un copil stă și moare de foame sau o bătrână sau... altcineva, mulți sunt, care n-au ce să pună pe masă, trebuie să gândească la aia și pe urmă la câine.